Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am să-i fac o a doua farfă a Maiei, pentru că data trecută, acum aproape 2 săptămâni, mi-au făcut un lyric prank, că ea a fost la spital, deci s-a dat drept fratele ei, dacă încolo tot ea era. Și bineînțeles, de data asta aș vrea ca să-i fac o farsă și mai șmechere, bineînțeles că ea o lua strike pe drepturi de autor. Și ca să fie totul mai interesant, am să-i spun că și eu am luat al doilea strike. Da, de la YouTube, bineînțeles, că e eroare. Bine, eu acum fac vlog aici pentru că este chiar foarte fain afară și mă bucur vremea asta și da, am și cer scuze că n-am trepiedul la mine, dar este că mai este activă pe Facebook și de asta și na. Înainte să începem acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like și share și desigur să vă abonați la canal, bineînțeles cu clopoțel, ca să primiți toate notificările. Deci, haideți să începem! Ia să vedem noi ce reacție va avea Maia când îi spun că a luat și ea strike. Alo. Alo, mă auzi? Alo, da. Yeah, e bun. Ah, vezi că am luat al doilea strike. Da, nașpa. Nu știu cum să spun, dar cred că ai luat și tu strike. Am văzut că... Mie mi-a arătat că videoclipul tău nu mai este disponibil și ai încălcat regulile astea, drepturile de autor. Nu știu. Ai de capul meu. Da. Dar băi, ce fac cu YouTube-ul ăsta, mă? File. Nu pot să cred, frate, deci ai luat pe degeaba, mă, tu îți dai seama? Nu știu, cine ți-o dat strike, ăla-i prost. Adică, frate, drepturi de autor, de unde? La videoclipul ăsta cu pentru $1 milion? Nu, nu, ai postat un video, nu știu ce ai făcut tu. Dar nu știu ce videoclip, adică... What? Nu știu, îmi pare rău. Nu știu, credeam că YouTube ăsta e bun cu noi, ne dă ceva abonați, dacă încolo m-am trezit că am luat al doilea strike și că încolo ai încălcat drepturile de autor la cineva, da? Habar n-am. Bă, frate, nici Sad Boy nu pățește așa. Bine, Sad Boy e un om super, de treabă. Da, știu, am văzut un neaz la mă bucur de el. Da. Mai ții minte când ți-am spus eu că îți pun linkul ăla în descriere? Nu cred. Tu și farsele. Eu ți-am spus? Eu te-am copt bine de când eram atunci în jacuzzi. Adică te-am copt bine săptămâna asta de am reușit să ți-o fac și pe asta. Ha. Bă, prieteni, vă rog foarte mult să vă abonați la Maia și mai ales că vă voi lăsa linkul în descriere. Maia, salut abonații. Salutare. Da. Bă, deci eu n-am luat niciun strike, niciun strike, dar nici tu n-ai luat niciun strike, deci totul este curat la noi. Deci... Am cu capul meu. Hai, mamă, deci te-am rupt. Mă, e bine? Vai, mamă. Da. Da.
Păi? Nu, și răcit. Oh, Vezi na. că am avut ciudată. Da. Hai că te sun eu mai acăși, bine? Hai, ceau. Bine, ceau. Da. No. Apoi, asta este a doua farsă pe care o fac lumea aia, bineînțeles, mai. Și bineînțeles, asta o ieși prea șmecher cu strike-ul, că am luat eu două strike-uri. Bine, al doilea strike eu am zis că nu eram pe video și bine. Da. Prieteni, dacă v-a plăcut această farsă a Maiei, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți mai departe și desigur să apăsați butonul de subscribe și bineînțeles să turtiți butonul ăla, să turtiți clopoțelul ăla de notificări pentru a primi toate notificările. Bine, prieteni, deci ne revedem pe data viitoare. Eu a fost Andrei Max Răducan. Pa, pa!